Bine v-am regăsit și la ultimul eveniment care încheie șirul lansărilor de la standul editurii Herald de astăzi. Calea către adevăratul tău scop în viață este tema sau titlul acestui panel, l-aș numi. Cartea Căutarea sensului, chemarea sinelui și redefinirea centrului interior de James Hollis, așa cum am prezentat-o și la sfârșitul evenimentului anterior. O profundă explorare a naturii sensului și a modalităților prin care ne putem îndrepta spre el sau, din contră, ne putem îndepărta de el prin alegerile pe care le facem. James Hollis ne propune o examinare a miturilor, a literaturii, a personalităților istorice și a învățăturilor psihologiei abisale cu scopul de a dobândi o privire de ansamblu înainte de a porni în căutarea sensului. Alături de noi, invitați în această după-amiază, doamna Mihaela Minulescu, profesor universitar doctor, psihanalist junghian, Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut junghian și Andrei Găitănaru, psihoterapeut junghian. Am ales și am pus pe pupitru, pe masă, o altă carte a lui James Hollis. Este vorba despre În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților, pentru că se potrivește în contextul discuției noastre de astăzi, nu doar pentru faptul că este a doua carte a lui James Hollis publicată în portofoliul editurii Herald și noi ne dorim și mai așteptăm și altele să fie publicate, dar traducătorul cărții În umbra lui Saturn a lui James Hollis este Andrei Găitănaru. Așadar, putem spune că suntem așa în familie cu James Hollis, căruia îi urăm multă sănătate. Doamna profesor Mihaela Minulescu, de ce este important să ne căutăm sensul în viață și cum poate această căutare să ne influențeze bunăstarea și fericirea în viața noastră de zi cu zi? Bun venit tuturor în acest club junghian în care suntem și noi și sunteți și dumneavoastră. Și bun venit la lectura cărților lui Hollis. Este unul din analiștii junghieni în vârstă, dar care urmează foarte de aproape sensurile, vorbim de sens, sensurile pe care le-a adus Jung în psihologie și în viața noastră a tuturor. Semnificativ pentru ideea de sens este că, sau de scop, este că se pune întrebarea de ce Dumnezeu trăim. Și o punem de mai multe ori în viață. O punem și ca mici copii de la 3-4 ani, când se formează o mică imagine de sine, o mică imagine de sine și un mic sens prăpădit a ceea ce sunt pe lume la 3-4 ani. Mai apoi apare o perioadă lungă și foarte dificilă de viață, care este adolescența și care, în care te chinui pur și simplu să-ți dai seama cine ești tu, cum să ieși de sub influențele parentale, cum să te emancipezi, cum să devii autonom, și în fine ajungem la o a treia perioadă de viață, când ești între două lumi, între lumea tinereții. Ai făcut tot ce ai putut să faci ca să existi în lumea asta, profesie, familie, copii, scris cărți și așa mai departe, și un spectru care începe să se definească. Ieșirea din viață, din prea devreme, suntem abia la mijlocul vieții, am bea 45-47 de ani, e cam prea devreme, dar se insinuează. De ce se insinuează acest sens al vieții? Pentru că, într-un fel sau altul, nu trăim de pomană. De ce am trăit pe lume? Asta e întrebarea de la această perioadă între cele două, între
ideea de vârsta a treia și vârsta a doua. De ce am ajuns pe lumea asta? Ce am făcut până acum în viață? Mi-am trăit viața mea sau am trăit viața cerută din exterior? E o întrebare foarte puternică și aici, de fapt, se centrează toată povestea vieților noastre, când reușim să găsim sensul nostru personal, de ce mă bucur de viață, cu adevărat, și ce îmi place să fac în viață și ce îmi doresc să fac în continuare în viață ca să exist și pentru mine, și incapacitatea de a răspunde la o astfel de întrebare, pentru că sunt multe, multe traume care s-au adunat de-a lungul vieții și nu reușesc să mă descotorosesc de aceste traume. Cartea vorbește foarte frumos și de aceste traume. Înainte a fost o carte despre rușine. Rușinea este una dintre traumele foarte vechi pe care le ducem cu noi bine încapsulate și care apar la suprafață de câte ori sunt trigărite, sunt chemate într-un fel sau altul de diferite situații. Și sunt alte, multe și multe tipuri de traume. Și iată, vreau să vă citesc, că, de fapt să nu mai vorbesc eu, să vorbească Hollis, că asta e important. Spune așa, toți realizăm că ne aflăm într-o perioadă de tranziție. El vorbește acum de tranziția cea mare și a secolului în care existăm, de intermediaritate a culturii noastre, când anumite adevăruri sau presupuse adevăruri fundamentale și-au pierdut autoritatea și puterea de convingere. Niște forțe teribile sunt dezlănțuite în lume, iar miza și consecințele lor încă se joacă. Și peste o pagină spune, trebuie să ținem unul de celălalt, ne putem baza doar unul pe altul. Oare ce înseamnă acest ne putem baza unul pe altul? Și pornește, ca să ne exemplifice, să ne ajute să înțelegem, să putem trece această criză a aleanului de la mijlocul vieții, a putinței și neputinței de la mijlocul vieții, ajunge tot la Jung, normal. E începutul și sfârșitul. Spune așa, ne place să ne măgulim că am fi atins deja acest nivel al clarității, căci părem să lăsăm deja de mult timp în urma noastră astfel de scheme de zei. Însă ceea ce am depășit sunt numai fantomele cuvintelor. Atenție, de multe ori suntem trăiți de fantomele cuvintelor și nu de viața noastră adevărată. În spatele cuvintelor pe care le spunem, uneori e gol. E gol pentru noi înșine. De fapt, cuvintelor, nu faptele sufletești care erau responsabile. Suntem încă la fel de posedați de conținuturile noastre sufletești autonome, acele traume despre care vă spuneam că stau încapsulate în noi, ca și cum ele ar fi zei. Le numim acum fobii, compulsii, simptome nevrotice, zeii au devenit boli, iar Zeus nu mai guvernează Olimpul, ci chakra a treia, plexus solaris. Și produce cazuri ciudate pentru consultul medical sau turbură creierul politicienilor și jurnaliștilor. Și v-am citit acest paragraf care pare cam scos din context, pentru că urmează Hollis. Cartea lui Hollis e foarte frumoasă, vorbește despre oameni și despre sine în procesul lui de devenire. Și spune, acest paragraf m-a ajutat să-mi clarific propriile confuzii, ruptura persistentă între tradiția mea și adevărul emoțiilor mele, prăpastia tot mai mare din lăuntru meu, care se întindea între dorință și realitate. Noi trăim în realitate? Asta e criza de la mijlocul vieții. Asta e tranziția între ceea ce am făcut până acum, pentru că mi s-a cerut să fac așa, pentru că cultura, societatea, socialul, părinții, oamenii din jur îmi cer niște lucruri. Și momentul acesta, care e un moment destul de, ca în adolescență, durează câțiva ani, în care mă redefinesc pe mine cu adevărat, dacă am șansa să pot sta în acest tumult interior. Și, într-un fel, Hollis ne spune că, la un moment dat, și-a găsit această cale interioară, punându-și întrebările fundamentale. Brusc. Monica, Hollis
sugerează că poveștile, povestirile, miturile joacă un rol extrem de important, crucial chiar, în definirea sensului vieții. Ideea asta sau afirmația asta mă duce cu gândul la un alt autor drag mie, Joseph Campbell, da? Cu cartea pe care o găsiți aici la standul editurii Herald, Miturile care ne învață să trăim, și o altă carte, În căutarea fericirii sau pe calea fericirii. Cum putem aplica această înțelegere pentru a reconfigura narațiunile personale disfuncționale și a le transforma în povești de creștere, de dezvoltare, de evoluție spirituală și, de ce nu, până la urmă, de transformare? Este important, înainte de toate, cred, să clarificăm aici faptul că Hollis distinge între poveștile pe care ajungem să ni le spunem pentru a da sens anumitor experiențe poate prea dureroase din trecutul nostru, din copilăria noastră. De altfel, el are un mod de a defini omul ca, spune, suntem ființe care transformăm lumea în poveste în încercarea de a-i da un sens. Avem nevoie cumva de aceste povești ca să putem să închegăm într-un fel o structură a realității noastre cu care să găsim un anumit confort. Însă, dincolo de aceste povești care au un rol adaptativ și care ne ajută în tot procesul nostru de supraviețuire, dar care stau și la baza tiparelor pe care le dezvoltăm ulterior în viață, miturile sunt, pe de altă parte, acel ansamblu de imagini încărcate cu energie, care au capacitatea de a ne însufleți și care, din punct de vedere istoric, au susținut această punte de legătură între oameni și mister. Ceea ce a ajutat întotdeauna la găsirea sensului și la crearea unei legături care să se facă simțită. De aceea, miturile ne oferă modele autentice cu ajutorul cărora să ne putem construi propria noastră călătorie. Și este foarte interesant modul în care el definește călătoria, pentru că spune la un moment dat că a fost întrebat de unde este, unde este acasă pentru el. Și i s-a părut o întrebare foarte importantă, deși contextul în care i s-a pus era unul destul de inconfortabil și ciudat pentru el. Se trezise pe scena unui eveniment la care mersese mai mult întâmplător. Și au cerut la un moment dat cei care performau acolo niște voluntari din public. Cum nimeni nu a fost oferit, el a fost cel chemat și s-au pus aceste două întrebări. Cum se numește și de unde este? Unde este casa lui? Și cu toate că era un context poate nepotrivit ca el să intre într-o introspecție atât de adâncă, a mărturisit că s-a oprit și s-a gândit: probabil că ar trebui să spun că e la Zurich, pentru că acolo am fost format, pentru că acolo s-au creat pentru mine experiențele fondatoare care m-au transformat în cel care sunt. Dar până la urmă, reflectând și ulterior asupra acestui episod, a conștientizat faptul că pentru el, acasă, nu este o destinație, ci este însăși călătoria. Fiecare moment în care ne deschidem către întrebările fundamentale care ne conduc pe calea sufletului nostru. Aceasta este o carte a marilor întrebări. Este o carte care abundă în întrebări semnificative. Este o carte greu de citit repede, pentru că avem nevoie să ne oprim. Avem nevoie să reflectăm, avem nevoie să notăm și să păstrăm cu noi aceste întrebări. Întrebările recurente la care se întoarce iar și iar Hollis sunt: tu crezi că ai un suflet? Și dacă da, ce caută sufletul tău să îți spună? Ce vrea să se manifeste în lume
prin tine? Acestea sunt întrebările care ne ajută să ne reconectăm la această noțiune de sens și să ne scriem povestea, ca să mă întorc la întrebarea ta, Sorin, cu claritate, cu luciditate, cu trezire. Și apropo de acest lucru, și eu mi-am notat câteva lucrușoare, câteva citate. Mulțumesc frumos! La un moment dat, Hollis îl citează pe Christopher Fly cu următorul pasaj. Poate că stăm în frig și în întuneric, dar ce se întâmplă acum nu este o simplă iarnă. Necazurile încremenite de secole întregi se frâng, se crapă și încep să se urnească. Tunetul, acesta este un tunet al revărsării, al dezghețului, al potopului, al unei primăveri nesupuse. Slavă cerului că trăim aceste vremuri în care răul ne încearcă la tot pasul și nu ne dă pace până nu facem cel mai mare salt la care sufletul nostru s-a încumetat vreodată. De acum, toate preocupările noastre sunt de ordinul sufletului. Munca noastră este căutarea lui Dumnezeu. Deci, ce mai așteptăm? E nevoie de atât de mult timp să te trezești. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, trezește-te! Dacă am un suflet, ce anume vrea El de la mine? Ce anume îmi cere? Ce a ieșit la iveală din adâncuri, din adâncurile intrapsihice? A fost că în ziua de astăzi, pentru mine și pentru mulți alții, acasă este însăși călătoria noastră. Călătoria este desenată de întrebările noastre. Călătoria are loc prin explorările noastre. Nu există niciuna acasă la care să ne întoarcem, pentru că, în definitiv, acest lucru ar reprezenta o regresie. Nu există o Valhalla la care să ajungem, există doar călătoria însăși. Cel mai bine trecem prin perioadele de tranziție, de intermediaritate, atunci când trăim călătoria pe cât de intens putem, interacționând atât cu sirenele miilor de distrageri seducătoare pe care în lumea ni le pune la dispoziție, cât și cu monștrii marini ale căror colți și ghiare ies la suprafață din spuma vieții noastre. Ghidați de curiozitate și tânjire, și noi am putea să aruncăm firul de plumb în aceiași curenți călăuzitori care au străbătut sufletele oamenilor din antichitate și care le străbat și pe ale noastre. Și în acest sens, Hollis ne oferă și câteva recomandări practice care mi s-au părut foarte importante. Prima dintre ele este inspirată de către colaboratoarea lui și una dintre autoarele mele preferate, Marian Woodman, care spunea că ea nu lucrează decât cu acei oameni care acceptă în momentul în care intră în analiză, în terapie, condiția de a ține un jurnal în care să scrie minim o oră în fiecare zi. Despre ce? Despre viața sufletului lor și despre toate aceste întrebări de care această carte este plină și care reprezintă cumva ghidul călăuzitor către acest sens. În afară de acest jurnal care să ne ajute în dialogul cu sufletul nostru, Hollis mai recomandă, desigur, imaginația activă și lucrul cu visele noastre. Acestea ar fi, să spunem, câteva dintre busolele cu ajutorul cărora ne putem ghida în această călătorie către sens. Desigur, reconectarea cu natura, cu viața naturii în sensul larg, cu creativitatea și toate celelalte instrumente care ne sunt aproape sufletului, sunt și ele de luat în seamă.
Însă, pentru că îl văd pe Sorin foind un pic hârtiile astea, o să mă opresc aici și eventual, dacă mai rămâne timp, o să mai revin asupra lucrurilor care m-au impactat din cartea aceasta, pe care vă recomand cu drag. Avem, că nu mai ne presează niciun eveniment după, așa că stăm cât vrem. Glumesc. Andrei, cum poate abordarea junghiană a celor 7 păcate capitale reinterpretate dintr-o perspectivă psihologică să ne ofere noi înțelesuri asupra propriilor noastre comportamente și motivații? Chiar mă pregăteam să vorbesc mai degrabă despre umbră. Păi nu, știi ce am făcut? M-am tot uitat pe umbră, m-am uitat și în ultimele 20 de secunde am schimbat întrebarea. M-am bucurat foarte mult și în același timp m-am întristat când am ajuns la capitolul cu despre cele șapte păcate capitale. De ce? Pentru că în urmă cu vreo, nu știu, 5 ani am crezut că am această idee măreață de a traduce subiectul celor 8 gânduri ale răutății, așa cum apar la Sfântul Ioan Casian și la Evagrie Ponticu, sau despre cele 7 păcate capitale, într-o cheie analitică. Mi-a luat-o înainte, dar a făcut-o atât de bine încât m-am bucurat că n-am mai cam stăruit eu în a nu face nimic în privința asta. Cred că traducerea este importantă, pentru că, de fapt, așa, într-o rezumativ spus, ceea ce încearcă el să semnaleze este faptul că în toate cele 7 păcate capitale este vorba, de fapt, despre mecanisme defensive. Și pleacă de la o etimologie necesară, se referă la cuvântul păcat, așa cum apare el în greacă, amartia, înseamnă ratarea țintei. Ratarea țintei față de ce? Față de ceea ce ne îmboldește sinele. În cheie creștină ar fi îndumnezeirea, adică relația omului cu Dumnezeu. Orice păcat este acel comportament care ne îndepărtează de relația noastră cu Dumnezeu. În cheie analitică, păcatul ar fi orice mecanism de apărare care ne ajută să supraviețuim în prima parte a vieții noastre și de care avem nevoie, slavă Domnului că l-avem, și chiar Holy spune acest slavă Domnului, dar care în a doua jumătate a vieții ne ține foarte departe de dezvoltarea, împlinirea către care suntem chemați, acel zvon al sinelui pe care îl putem rata. Și Hollis ne spune lucrul acesta. Există chiar un pasaj în acest sens pe care l-am decupat și eu, în care Hollis vorbește despre de ce avem nevoie de analiză, ca analiză înțeles ca un proces de ridicare, de reașezare a lucrurilor, de stârnire, de punere pe cale. Pentru că, o paranteză, aș vrea să spun și acest lucru înainte de a cita, cartea aceasta este despre traversare. Este o carte despre călătorie. Așa cum a subliniat și Monica, acasă, spune Hollis, este însăși călătoria, nu este un loc anume. Pentru el, acasă însemna Zürichul, pentru că acolo a început formarea, acolo a început analiza personală, acolo a început drumul transformării lui, așa cum l-a simțit, așa cum s-a simțit chemat odată cu 35 de ani. Pasajul la care vreau să mă refer este acesta. Când ne dăm seama cât de importantă este această autoanaliză, realizăm și că este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri, pentru partenerii noștri și pentru societate. Jung a spus că uneori, când oamenii încep această muncă de cultivare și de dezvoltare personală, se îndepărtează în mod inevitabil de colectivitate. Și făcând asta, îi încearcă un sentiment de vinovăție. Dar, a spus el, această călătorie individuală este o datorie răsplătită prin faptul că te vei putea întoarce la parteneri, la copii, la familie sau la cei apropiați într-o formă mai evoluată a ta. Și acum, darul vostru este să aduceți în comunitate ceva nou, diferit și viu, piesa voastră unică din marele mozaic al umanității. Iată motivul pentru care munca aceasta nu ne izolează, ci este un travaliu ce ne îndeamnă la smerenie. Presupune să respectăm, dacă nu chiar să iubim, părțile insolente de neiubit din noi. A spune că este un travaliu, este o traversare,
este o călătorie, cum tot subliniază Hollis. Aș mai vrea să mai spun ceva despre carte. În primul capitol m-a exasperat. Aproape că am avut sentimentul că am de-a face cu tehnica aceea medievală, a cortinei medievale. Cu alte cuvinte, în trecut, anumite manuscrise erau protejate de un capitol în care răbdarea cititorului era pusă în delung la răbdare. Erau absolut plictisitoare și eventual ca astfel încât neaveniții să fie ținuți departe. Cartea aceasta este rodul unor înregistrări care au avut un foarte mare succes, ca atare au fost transcrise și îmbogățite. Pentru că este o carte despre traversare, este o carte vie și pentru că este vorba despre Hollis, avem o experiență de zeci de ani de lucru în cabinet. Ca atare, lui Hollis îi curg întrebările prin vene și ne dă și nouă. Și aici vine problema exasperării. În primul capitol m-am simțit inundat de întrebări. Și am o problemă, eu iau foarte în serios întrebările. Cu alte cuvinte, nu puteam să înaintez, pentru că la fiecare întrebare pe care o punea, trebuia să simțeam nevoie să stau. Și nu e o întrebare pe pagină. La un moment dat sunt undeva la 5-10 întrebări pe pagină. Dar asta este atmosfera, de fapt, în care te invită cartea. Este o atmosferă foarte interrogativ, introspectivă. El spune în câteva rânduri, n-am răspunsuri. Răspunsurile le veți găsi voi în această călătorie. Am, în schimb, în urma practicii mele de cabinet, multe întrebări. Evident că încep narațiune, evident că sunt istorisiri, evident că Hollis, ca de obicei, vine cu substratul filozofic din spatele analizei jungiene, pe care evident că, de asemenea, Jung era foarte branșat la tot ceea ce înseamnă filozofie. La Hollis se simte iarăși acest lucru. A fost profesor de filozofie înainte de a deveni analist. E o călătorie, realmente, atât interrogativă, cât și explicativă în măsura în care depliază sensuri și încearcă să sugereze direcția, dar de o direcție a traversării. A spune că este tot un fel de carte de, aproape, carte inițiatică, în sensul că e o carte de trecere. E o carte despre trecere, despre necesarul moment al trecerii, despre necesarele întrebări pe care ni le punem ca să ne conștientizăm problemele și, de pornind de la problemele acestea, chiar dacă nu avem un răspuns, să începem drumul. Mulțumesc! Mulțumesc, Andrei! O secundă! Da. Aș vrea eu să completez puțin, pentru că mi-a ridicat ștacheta mingea la fileu, Andrei. Vedeți, niciunul dintre noi nu suntem medie, nu suntem la fel. Fiecare suntem o unicitate. Întrebările despre care vorbește Andrei, vorbește Hollis, sunt întrebările noastre individuale și aceasta este acasa noastră pe care o descoperim. Și am căutat exact iarăși, îmi place să vorbesc cu cuvintele lui, spune așa, unul dintre lucrurile care mi-a devenit din ce în ce mai clar de-a lungul anilor de lucru cu mine însămi, dar și în urma lucrului cu psihicul altor oameni zi de zi, oră de oră, este că, atenție, ceva din lăuntru nostru ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi pe toți. Noi pe noi. Ceva din noi, din fiecare dintre noi, știe ce e mai bine pentru noi. Ceva din noi dispune de înțelepciunea naturii și a veacurilor, chiar dacă e posibil ca noi să fi pierdut contactul cu acea înțelepciune. Ceva din lăuntru nostru încearcă să comunice cu noi, iar noi trebuie doar să ne oprim din ce facem și să fim atenți la acest univers interior unic și la acest sens al vieții fiecăruia dintre noi în această complexitate a universului. Fiecare dintre noi este unic și e la fel de complex ca și universul. Asta vreau să vă spun. Mulțumesc! Da, puteți să-l păstrați, că următoarea întrebare vă era adresată. Ce rol joacă conceptul, iarăși un concept pe care îl găsim în cartea lui Hollis, conceptul de vocație ca o chemare a sufletului în determinarea direcției noastre în viață? Hai să ne gândim fiecare ce înseamnă vocație. Vocație este un cuvânt foarte pretențios, nu? Ai vocație de muzician. Și ca muzician ai vocație de pianist și
ești prins încă din copilărie să fii pianist, să înveți și stai acolo, să ai vocație de tenismen, că toți suntem în epoca Roland Garrosului, sau ai vocație de psiholog, analist. Care e vocația? Care e sensul vocației? Sensul interesează, nu atât vocația, ci sensul care există în tine și care bun, îți limpezește viața. Te simți bine. Când am descoperit psihologia, m-am limpezit din filozofie. Pentru că psihologia este despre om, despre ființa umană. Când am început să lucrez analitic, m-am limpezit și am început să mă limpezesc și mă limpezesc cu fiecare oră de lucru, cu fiecare dintre oamenii cu care lucrez. Pentru că mi-aduce încă ceva. E această bucurie a descoperirii sensurilor. Asta e vocația. Mulțumesc foarte mult, Monica. În ce mod poate abordarea lui James Hollis privind recuperarea vieților noastre să ne ajute să depășim sentimentul de pierdere de direcție în viață și să ne reconectăm cu scopul și cu pasiunile noastre? Și cumva are legătură cu ceea ce spunea mai devreme puțin doamna profesor Mihaela Minulescu legat de vocație. Vocația are legătură cu pasiunea de a face ceva, de a transforma poate în profesie, nu știu, în meserie, ceva ce îți place să faci, ceva ce aduce bucurie sufletului tău. Mi-a plăcut foarte mult referirea etimologică pe care a făcut-o Hollis la cuvântul vocație. N-am găsit acum repede citatul ca să mi-aduc aminte cum suna în latină, dar vine dintr-un cuvânt latinesc care înseamnă a chema, a fi chemat. Și din nou, ceea ce subliniază aici, apropo de vocație, este dezvoltarea acelei capacități de a asculta în lăuntrul nostru acea chemare pe care ne-o adresează propriul suflet cu privire la ce anume din noi înșine vrea să se manifeste în lume și este important, apropo de acea unicitate pe care o menționa mai devreme doamna profesor, să manifestăm tocmai pentru a crea un fel de amprentă personală, a lăsa această amprentă personală. E interesant și modul în care el vorbește apropo de ceea ce ne poate deturna de la adevărata noastră vocație, că spune la un moment dat faptul că fiecare locuim în case bântuite și dormim în patul nefăcut al memoriei. Vorbește foarte profund și impresionant despre această temă a bântuirii, care este prezentă într-o formă sau alta în fiecare dintre noi, pentru că suntem bântuiți de propriile noastre complexe, suntem bântuiți de propriile povești neîncheiate ale părinților noștri, suntem bântuiți de fricile noastre, de vinovățiile noastre, de rușinea noastră, de trădările pe care le-am trăit sau pe care ni le-am provocat ori de câte ori nu am ascultat această chemare din interior a propriului suflet, a propriei vocații. Și el spune că această bântuire este într-un fel ceea ce ne menține conectați, nu, cu frica, cu rușinea, cu vinovăția, și de aici se creează acele tipare, acele strategii prin intermediul cărora căutăm în permanență să supraviețuim, să ne adaptăm lumii. Însă, atunci când suntem focusați pe adaptarea la lume, uităm să ascultăm vocea aceea din interior. Iar el vorbește despre terapie ca despre capacitatea de a asculta cu adevărat ceea ce sufletul nostru are să ne transmită. Și de aceea este foarte important, cumva, mergând pe firul călăuzitor al întrebărilor lui, să observăm în ce fel și de ce voci sau ecouri ale propriului nostru trecut suntem bântuiți
și care ne alienează, ne înstrăinează, ne îndepărtează de calea propriei noastre vocații, menținându-ne în această necesitate a supraviețuirii și adaptării. Vorbește foarte frumos despre frică, inclusiv atunci când se referă la partea de tranziție de la finalul vieții către marea călătorie pe care suntem chemați cu toții să o facem, acea mare trecere a morții. Vorbește de asemenea despre faptul că aceea nu este singura moarte și că fiecare dintre noi suntem chemați să trecem prin diferite tipuri de morți simbolice succesive pe parcursul călătoriei noastre, care sunt inerente proceselor de transformare pe care aceasta le presupune și le cere de la noi, astfel încât să putem evolua. Iar exemplul care mi-a venit în minte apropo de asta este acela al unei femei care venise în analiză la Hollis în momentul în care se afla deja într-un stadiu terminal al unei boli și și-a dat seama, lucrând cu el, că toată viața ei fusese guvernată de frică. Și a ales ca măcar modul în care va pleca din această viață să fie unul eliberat de frică. Astfel încât în ultimele ei luni de viață s-a apucat să facă tot felul de lucruri pe care n-ar fi îndrăznit nici măcar să le gândească înainte. A început să facă parașutism, a încercat tot felul de sporturi extreme, a început să își redescopere sau să își descopere poate pentru prima dată curajul. Iar ceea ce insistă Hollis cumva să înțelegem este faptul că nu neapărat faptul că ne e frică este problema, ci faptul că lăsăm această frică să ne guverneze. Avem fiecare niște frici, mai mult sau mai puțin legitime, avem diferite frici ca ecouri ale unor experiențe trăite în trecut, dar întrebarea lui este ce facem cu ele și cât de mult le permitem să joace un rol în această trădare de sine care ne îndepărtează de propria noastră cale. El vorbește despre aceste bântuiri, atât personale cât și colective, și când vorbește despre bântuirile colective, se referă în mod special la tot ceea ce ține de marile genociduri ale umanității, de modul în care au fost uzurpate și jefuite culturile indigene ale diferitelor spații de pe pământ în această sete expansionistă și de putere a omului occidental. Și este important să ne uităm mai ales la ceea ce el numește cea mai profundă formă de bântuire. Să vedem dacă... În fine, nu mai găsesc acum citatul, să vedem dacă este unul dintre cele pe care mi le-am notat și în telefon. Dacă nu, am să-l reproduc din memorie, deși mi-a plăcut foarte tare și mi-ar fi plăcut să vă spun. Dintre toate formele de bântuire pe care le trăim, cele mai devastatoare sunt rezultatul vieții netrăite, a potențialului de viață pe care îl purtăm în noi, care are un rol în univers și în întâlnirea cu celălalt. Ca atare, una dintre atenționările foarte importante în fața căreia ne așează Hollis este aceea a vieții noastre netrăite, a potențialului irosit, a tuturor chemărilor sufletului nostru neonorată. Foarte frumos, mulțumim, Monica. În timp ce te ascultam, mă ducea, apropo de viața netrăită, și mă gândeam să-i fac așa o invitație lui Andrei. Mă gândeam la cartea pe care am lansat-o în urmă cu 2 ore, aproape 3 ore, de fapt. Cartea Misiunea interioară a bărbatului și evenimentul s-a numit Viața netrăită a bărbatului, da? Din punctul meu de vedere, această carte, Misiunea interioară a bărbatului, și cartea lui James Hollis, Un umbra lui Saturn, ar trebui citite împreună. Și apropo de ceea ce spunea puțin mai devreme citat, care iar îmi place, ce spunea puțin mai devreme Monica, de morțile acelea
simbolice până la Marea Trecere, până la Marea Moarte, tot într-un material făcut împreună cu Andrei și cu domnul profesor Teodoru Ghiondea, spunea așa domnul profesor: dacă mori înainte de a muri, nu vei mai muri atunci când o să mori. Andrei, în ce mod crezi tu că lucrul cu umbra, așa cum este descris de James Hollis, poate facilita reconcilierea aspectelor refulate sau respinse ale personalității noastre? Hollis a mai scris o carte despre umbră. Se numește Când oamenii buni săvârșesc, fac fapte rele, un citat din Seneca. E o carte foarte bună, pe care o recomand. Dar cumva cele două capitole despre umbră din această carte mi s-au părut mult mai bune și mai comprehensive. De ce? Bun, ce spune în cartea aceea este pe larg, dezvoltă, vorbește despre umbra individuală, despre umbra colectivă. E o foarte bună introducere, chiar mai mult decât o introducere, o aprofundare în tema umbrei. Dar aici spune ceva pe care subliniază un aspect pe care nu l-am întâlnit în multe texte despre umbră, în textele pe care le-am citit eu despre umbră, despre arhetipul umbrei. Și anume că sigur că da, umbra este un concept corelativ conceptului de eu și de persoană, dar că în același timp umbra are de-a face cu acele mecanisme adaptative sau mecanisme de apărare, pe care evident nu le conștientizăm, dar care ne-au ajutat să supraviețuim. Cartea, de fapt cele două capitole din această carte sunt necesare, despre umbră sunt necesare pentru că prin ele Hollis ne subliniază motivul pentru care e important să devenim conștienți de aspectele noastre de umbră. Pentru că este important să devenim conștienți de mecanismele noastre de apărare. Adică, este important să devenim conștienți de dimensiunea sau de perspectiva limitată, defensivă și întotdeauna care caută să fie în control a eului nostru. O perspectivă foarte mărginită, care refuză, de fapt, din frică, refuză această chemare vocațională a sinelui. Refuză chemarea sinelui, nu o aude. Și poate să fie terifiant, pentru că o chemare de felul acesta poate să îți druncine jumătate de viață, tot ce ai construit până acum. Felul în care tu crezi că te-ai așezat și că e bine că te-ai așezat așa și poate chiar este bine. Doar că problema e următoarea, nu e suficient. Nu? Iar sinele, cum subliniază Hollis, are o funcție integrativă. Sinele este totul, este întregul. Ori treaba sinelui nu este confortul eului, așezarea aceea plină de satisfacție personală. Dimpotrivă, cum spune uneori chiar duhovnicul meu, Dumnezeu are obiceiul de a ne îmbunătăți planurile personale, schimbându-le radical sau dându-le de pământ. Este o chemare, de fapt. Ai curajul să o auzi? S-ar putea în cazul acesta să fie un drum care presupune suferință, presupune confruntarea cu aspecte de umbră, presupune confruntarea cu frici. Nu vrei să o auzi, o să dai tot de suferință, doar că, așa cum spune Jung, o să suferi ca prostul, cel mai probabil. De aceea vorbim despre călătorie, pentru că este un proces de desprindere, de ieșire din familiar, din adaptare, nu? Are un pasaj Hollis foarte frumos și mi-am îndoit special un colț de carte, deși nu-mi place să fac asta, în care vorbește despre comunitatea exilaților. Spune, probabil ați observat deja că nu rezonați cu multe dintre valorile locului și timpului în care vă aflați. S-ar putea să simțiți și că nu vă potriviți. Dar poate că această carte vă va ajuta să înțelegeți că nici nu trebuie. Sunteți aici pentru a vă parcurge călătoria, care este prin definiție una individuală și distinctă, dar aparținem și unei comunități de exilați. Nu suntem genul de oameni care să candideze la alegeri, nu exercităm cine știe ce influență în exterior, dar suntem mai mulți astfel de oameni decât v-ați imagina. Nu sunteți atât de singuri pe cât vă închipuiți.
am avut privilegiul de a lucra cu mulți astfel de oameni. Pe mulți dintre ei am întâlnit în drumul meu de-a lungul anilor, comunitatea exilaților fiind alcătuită din aceia care izbutesc cumva să-și asculte cadența diferită a cântecului sufletesc și să-și urmeze propria cale. Aceștia se pot uneori învinovăți. Nu sunt superior nimănui, nici nu pretind că ar fi. Nu sunt în mod deosebit iluminați sau înzestrați, dar încearcă să întrețină o relație onestă cu adevărul lor personal. Știind că aceasta este un proces continuu, ei se clarifică, se examinează, cresc, învață și se recalibrează tot mereu. Notam puțin mai devreme un lucru, tot legat de chemare. Sunt două chemări. Nu, e pe de-o parte chemarea omului către sinele lui sau către Dumnezeu. E puțin inutilă chemarea asta, pentru că, cum spunea, cum scrie Jung pe frontispiciul casei lui și cum scrie pe placa lui funerară, vocatus atque non vocatus Deus aderit, adică chemat sau nechemat Dumnezeu este de față. Chemarea asta este pentru eu, să fie el cumva liniștit că și-a făcut treaba, că să aibă conștiința gestului. Dumnezeu sau sinele este deja acolo. Dar este apoi a doua chemare, cea a sinelui către eu. Și noi aici putem să fim restanți, putem să nu o auzim. Arhetipal sau cât se poate de concret, să ne amintim că există o chemare dintr-un început, nu? Acea scenă extrem de frumoasă și în același timp dureroasă care apare în Cartea Genezei, în care Adam și Eva comit transgresarea. Și nu asta este problema, că au comis transgresarea. Se întâmplă. Era aproape că era inevitabil. Sau, așa cum spune un alt mare analist jungian, Edinger, era necesar să se întâmple. Problema este că n-au răspuns chemării. Nu? Când Dumnezeu întreabă, unde ești, Adame? Adam se ascunde. Se joacă de față ascunserea. Ăsta este eul nostru. Vine chemarea sinelui, noi avem treabă, nu acum, nici nu te-am auzit bine, de fapt lasă-mă în pace. Asta e o atitudine. Mai târziu, da, te caut eu. Cred că scena asta este arhetipală pentru condiția limitativ-defensivă a eu-ului, pentru condiția aspectelor noastre de umbră care joacă un rol protectiv, dar care de fapt ajung să ne fie proprii noștri tărnicieri, cât timp nu-i conștientizăm. Când îi conștientizăm, devin resurse. Dar despre aceasta într-un alt context. Poate tot despre umbră, pare rău că interfer tot timpul, dincolo de defense, dincolo de încapsulări, de traume, de emoții negative care ne papă pe dedesubt și mai departe, umbra mare ceva foarte valoros, lucrurile netrăite, lucrurile care urmau să existe în viața noastră și n-au fost trăite. Și am în minte un alt exemplu, tot un pacient care a ajuns din această tranziție de la mijlocul vieții, a făcut un AVC, a făcut o serie de... Și era un mare bancher, om de afaceri, avea un know-how al afacerilor extraordinar, dar nu mai avea voie să facă nimica, să nu mai lucreze în felul în care a lucrat până în momentul respectiv. Și atunci el vrea să trăiască, nu? Vrea să existe. Și avea forță să existe. Și a descoperit ceva din copilărie care fusese lăsat deoparte. Că vorbeam de talent de pian. Un prăpădit de talent la desen. Și a luat-o da capo. La aproape 70 ceva de ani. A luat-o da capo. Și a devenit unul dintre pictorii semnificativi ai generației lui. Tocmai pentru că există o energie în noi și în umbră, o energie pe care n-am cheltuit-o și care face sens pentru bucuria vieții noastre. Asta vreau să adaug. Pardon. Mulțumim foarte mult. A fost alături de noi Mihaela Minulescu, profesor universitar, doctor, psihanalist jungian, Monica Găitănaru, psihoterapeut jungian, și Andrei Găitănaru, de asemenea psihoterapeut jungian. Mi-a plăcut remarca de final, pentru că m-am regăsit, remarca de final a doamnei profesor Mihaela Minulescu, apropo de anumite lucruri pe care le dai deoparte
și sunt așa într-o fază latentă, inactivă, pentru că nu te-ai considerat destul de bun să le faci, nu știu, la o anumită vârstă, sau pentru că a intervenit rușinea, că tot vorbeam mai devreme de rușine, sau că ce zice X sau Y. Cred că acum vreo 7 ani, sunt vreo 7 sau 8 ani de atunci, pentru că îmi doream din adolescență, am făcut o școală de teatru și am jucat și în 2 piese. Așadar, niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi calea sau să-ți urmezi niște pasiuni, vocația. Și am vorbit astăzi despre cartea Căutarea sensului, chemarea sinelui și redefinirea centrului interior, cartea lui James Hollis, cea de-a doua carte, iată, publicată în portofoliul editurii Herald, dar vă recomand, bineînțeles, și În umbra lui Saturn, despre rănire și vindecarea bărbaților, în traducerea lui Andrei Găită. Mulțumim și să aveți o... Sigur că da. Mi-a venit în minte, pe fondul ultimei idei pe care a transmis-o doamna profesor, titlul unui capitol din carte, care este citat dintr-un poem al lui Rilke, Viața nu te-a uitat. Așa că, indiferent dacă noi uităm sau nu, de anumite potențialități, de anumite chemări, de anumite vocații, viața nu ne uită. Poate ne întărește pe toți lucrul ăsta. Da, și important? Să nu lăsăm să ne uite. Mulțumim! Să aveți o seară minunată. Mulțumim mult!